prevenție sunt foarte importante, dar sunt mai multe componente. Mă interesează să fie o testare extinsă și să testăm și asimptomaticii în momentul ăsta. Asta n-a fost de la început. Testăm... Da, nu, dar eu vorbesc acum, merg pe principiul ce am putea face acum, că ce în urmă nu putem schimba. Da. Deci testare extinsă și să însemne și izolare, dar asta înseamnă că și anchetele epidemiologice să facă repede, că dacă durează nu știu cât până când aflu rezultatul, da, nu mai rezolvă. Domnul doctor, sunteți conștient că nu se mai poate face nicio anchetă, adică DSP-urile sunt depășite, sunt atât de multe cazuri, nu făceau ele când erau 4, 5, 10 cazuri într-o comunitate. Asta ce să mai facă? DSP-ul a fost oricum coșul de gunoi al sistemului, se duceau toate pilele, toate rebuturile se angajau acolo. Acum a devenit prințesa și perla coroanei sistemului medical. E o nenorocire să lași în mâna DSP-urilor această pandemie. Sunt de acord, numai că cel puțin teoretic rolul e important. Oricum, testarea extinsă și izolarea contează extrem de mult și de ce contează și persoanele contactii? Pentru că ei trebuie de asemenea testați și măcar contactii direct trebuie identificați. Normal. În familie, în domn. Normal. Lucrurile astea trebuie făcute, odată. Sistemul medical în viitor apropiat trebuie oricum întărit. Adică e clar că vorbim de spitalele, să nu facem totuși confuzie, vorbim de spitale în general. Dar în ultimele 7-8 luni de când a început pandemia, ați văzut vreo întărire, așa cum spuneți dumneavoastră, a sistemului medical, măcar la locul dumneavoastră de muncă? Acolo se zice că e foarte întărit, acolo poate nu era nevoie. Dar ați observat în restul sistemului vreo întărire? Că eu nu văd nimic, nicio întărire din contră. Am așteptat să fie ce bolovanul de soare pe noi și iată că o să pice. Corect. Bine, au mai fost unele lucruri, de exemplu, spitalul Colentina, care acum reintră în circuit. Păi n-au ce să facă, trebuie să reintre și alte spitale. Și vor muri alți oameni de boli care n-au legătură cu COVID-ul. Așa este, dar în viitor apropiat, e clar că o să trăiască mai multe locuri de terapie și locuri în general și se face următoarea greșeală. Când se vorbește la nivelul României, nu înseamnă că distribuția e uniformă. Păi de exemplu, în capitală, corect, da, 5-600 de cazuri. Au fost deja, și știți deja, au fost pacienți din București mutați la Botoșani. Păi mă gândeam că mai pentru că doar acolo mai erau locuri. Spuneați dumneavoastră de domnul Lăzărescu. Păi domnul Lăzărescu nu e numai la Piatra Neamț. Poate așa să fie e. Și pentru că se plimbă din moartea domnului Lăzărescu este aproape zilnic adusă pe tapet. Vreau să vorbesc, pentru că nu avem ediție scurtă și cu scuzele de rigoare, că l-am ținut foarte mult pe Cosmin. Aveți o misiune grea. Adică asta deja, suntem în pragul discuțiilor deja serioase, nu mai e loc de glumă. Cu polițiști deghizați să vină să ne pândească ce era lumea înrăită la adresa poliției. Acum mi se pare, adică mi se pare ok măsura asta, să mai poate face ceva, asta trebuia făcut, să ne pândească polițiștii sub acoperire, să vadă dacă avem mască sau nu. Da, nu avem o misiune grea, avem în continuare o misiune grea și în continuare, sigur că acolo unde nu mai avem soluții, folosim poliția pentru orice altceva. Am folosit poliția ca să acoperim vidul legislativ în momentul în care CCR-ul a declarat corect neconstituțională carantinarea și am trimis polițiștii să amenințe cetățenii corect la ușa caselor, că dacă vor ieși pot avea dosare penale. Am folosit polițiștii la intenția de a transporta pacienții asimptomatici sau simptomatici la spitale. Au fost nenumărate astfel de lucruri sau să nu uităm până la urmă și de Lumina Sfântă din preajma Paștelui. Corect, care tot de poliția a fost adusă. Tot poliția trebuia să facă, pentru că poliția este moașa comunală. Să nu mai vorbim despre faptul că sigur nu suntem tratați ca și categoriile celelalte de bugetari care acționează în prima linie. Și aici vorbesc despre faptul că nici în momentul de față stimulentul acela de risc pe care celelalte categorii bugetare, respectiv sănătatea și asistența socială, îl primesc, noi în continuare nu îl primim. Cei 500 de euro, nu? Sau cât erau la bine? Nici nu 500 de euro, n-am avut pretenția de 500 de euro. Că dar nu au primit nici. Dar era vorba de ceva, adică nu, de eu vreau să mă refer strict la măsura asta, că asta e noutatea. Ce veți face? Veți umbla așa ca Sherlock Holmes cu lupa până oraș? Sigur, trebuie să recunosc că oricum sunt polițiști puțini în stradă. Adică penibil, este foarte normal. Da. Însă și din numărul acesta de polițiști puțini din stradă, care patrulează în uniformă, pentru că vorbim de dispozitivul de ordine publică, o parte dintre ei își vor desfășura activitatea în ținută civilă. Sigur, și în momentul de față își desfășoară activitatea anumite categorii de polițiști în ținută civilă. Deci nu e un element de noutate.
Însă s-a mers pe această variantă pentru că, pur și simplu, în condițiile în care avem un polițist în uniformă cu elemente fleșe reflectorizante și cu mașina de poliție pe care o recunoști la 500 de metri, era clar că pe oriunde trecea patrula de poliție totul era roz și totul se respecta. Ei, în momentul în care dispărea, nu se mai respecta nimic. Dar pânda asta, e mai bine să-și pună... Noi nu scăpăm de pânda asta, adică peste tot în lumea, cum făceau cu radarul. Bă, peste tot în lumea civilizată, radarul e anunțat. Vezi că urmează radar, pentru că are un efect profilaxic. Dar stai două secunde. În care radarele sunt ținute în tomberoane de gunoi, sunt ținute în copaci și așa mai departe. Nu, nu e cazul. Da, bun, dar îi prinde, dar sunt... Două secunde, îi prinde, dar sunt foarte mulți care n-au nici bani, adrese, vorbim prin cartiere marginale și da, ce faci? Da, că ea nu plătește amenda niciodată în viața lui. Prinde orbul, scoate ochii, cum să zic. Asta este foarte adevărat și vedem și pe acestea. Zilele trecute era mormântarea unui alt reprezentant de marcă într-o comunitate minoritară în care s-au strâns vreo 400 de oameni care să-l conducă la cimitir. 400 de oameni care se luau în brațe, se pupau și plângeau împreună unul pe umărul celuilalt. Asta spun. Și exact ca în sistemul de ca în sistemul de sănătate, când multe spitale cu rostul lor au fost transferate în suport COVID și au pierdut capacitatea de a trata bolile pentru care erau ele construite, presupun că asta se va întâmpla și la poliție. Vor fi detașați oameni din alte departamente, mai știu eu de pe unde, da, omucide sau mai știu eu ce, vor lăsa cazurile alea nerezolvate ca să vină să mă urmărească pe mine dacă am mască pe oraș. Adică e absolut penibil. Și dacă ți-ai două topoare în cap, nu se întâmplă nimic. Păi numai că oamenii ăla, urmăresc... Ăla e cu masca. Bă, te-ai luat un topor, stai liniștit, n-ai mască. Ce dracu? Ați reușit să puneți problemele astea, să le spuneți că este aberant? Nu că am reușit să le spunem, că până la urmă nu ne-a întrebat nimeni, dar sigur sunt multe măsuri de imagine până la urmă și de ambalaj. Se ține foarte mult cont de ambalaj. E clar că până la urmă suntem în continuare în campanie electorală și toate lucrurile sunt făcute de imagine sau cu scopul de a... Și fără nicio, exact, fără nicio finalitate sau finalizare ok pentru public. Mai avem un minut până la publicitate și ar vrea să-l întreb pe domnul Marinescu. Cum vedeți că vor sta lucrurile în iarna asta, da, pe scurt? Și vreau o analiză chiar la rece și la sânge, dacă se poate. Cum vedeți dumneavoastră că vom ieși noi din iarnă? Nu vom ieși foarte bine. Va fi o conviețuire în continuare neprietenoasă. Din fericire, gripa va veni mai târziu, adică va veni din noiembrie. Da. Și avem timp până atunci să ne vaccinăm, sper că o să o facem. Că altfel, dacă le vom avea pe amândouă, va fi foarte greu. Deci, varianta pe care o avem este să reducem fenomenul gripe, adică să ne vaccinăm și deci să fim neapărat pregătiți. Populația să se vaccineze în antigripal. Masă antigripal. Păi altceva nu avem. De data asta, vaccinarea antigripală e crucială. Nu mai intră, nu mai e facultativă, din punctul meu de vedere. Sigur că e o opțiune pentru fiecare. Dar sunt vaccine, domnul doctor, că am văzut că nu prea sunt, caută lumea și nu găsesc să se... N-a început încă. Probabil că acum începe să se... Din 15 octombrie ar trebui să fie. Da. Și să ne putem vaccina. Deci spuneți că vaccinarea e aproape obligatorie anul ăsta. Da, absolut. Absolut. Și asta o să ne ajute. Obligatorii cu ghilimele de rigoare. Da, e normal. Normal. E fermă recomandarea. Da. În rest, va merge într-adevăr în varianta asta. Când mai sus, când mai jos. Nu mai contează că sunt cocoașe, dinți de fierăstrău. Chiar nu contează. E o conviețuire neprietenoasă cu virusul. Credeți că va fi mai jos? Când mai sus, când mai jos. Eu cred că va fi numai înspre în sus. Din păcate. Înspre în sus. E adevărat că la un moment dat, și știu că nu ne convin, măsurile astea restrictive se vor face, vor apărea, că nu ne convin, că sunt de moment, dar sunt de discuție. Da, da. Adică e clar că dacă indicele ajunge la 3, și da, domnul, păi la 2,98. Da, domnul, dar afară când au făcut măsuri restrictive, au ajutat guvernele respective, au ajutat populația. Sergei, trebuie să ne oprim până... La noi ne dăm restrictive și avem de unde. Eu zic că cel mai bine este să ne protejăm, să ne vaccinăm antigripal și să strângem 15-20 de mii de euro pentru acel tratament de care s-ar putea să avem nevoie. Glumesc, doamne. Sperăm că statul măcar aici ajută.